Mai de mult trăia o femeie care se certa tare des cu soțul ei. Sătulă până peste cap de faptul că bărbatul cheltuia tot salariul pe viciile sale, femeia a mers la o mănăstire la un preot renumit pentru harul său primit de la Dumnezeu și i-a spus: "Părinte, nu știu ce să mai fac cu soțul meu. Nu mă ascultă, ne certăm tare des, nu aduce nici măcar o pâine în casă și cheltuiește toți banii pe viciile lui." Atunci, preotul înțelept a întrebat-o pe femeie: "Și tu, soră dragă, cum reacționezi când vezi că face toate acele lucruri?" "Mă supăr tare, părinte. Îl cicălesc, îi reproșez și nu mai vorbesc cu el zile întregi. Nu-i mai gătesc și nu-i mai spăl." Atunci preotul a rugat-o pe femeie să-l urmeze. Preotul a luat un mănunchi de chei dintr-un cui care era bătut în perete, apoi a mers în fața ușii unei chilii din acea mănăstire. I-a pus mănunchiul de chei în mâna femeii și i-a spus: "Soră dragă, te rog să încerci să descui această ușă cu una dintre aceste 6 chei." Femeia era nedumerită. Nu înțelegea ce treabă avea ceea ce abia îl întrebase ea pe preot în legătură cu soțul ei cu cele 6 chei și cu ușa încuiată a chiliei. Dar nu a stat mult pe gânduri. L-a ascultat pe preot, a luat mănunchiul de chei și rând pe rând a încercat să deschidă ușa cu fiecare dintre cele 6 chei. După ce a terminat, i-a spus preotului: "Părinte, niciuna dintre aceste chei nu se potrivește acestei uși. Mai aveți vreo altă cheie?" Atunci preotul i-a zâmbit femeii și i-a spus: "Dragă surioară, la fel este și soțul tău, precum ușa aceasta. Tu ai încercat să-l faci să înțeleagă că greșește, dar ai folosit ca și chei cearta, supărarea, nervii și vorbele grele. Trebuie doar să încerci să găsești cheia potrivită pentru a-l face pe soțul tău să-și vadă greșelile. Mergi acasă și chiar dacă îl vezi greșind, încearcă o altă cheie. Vorbește-i cu calm și înțelegere. Sprijină-l, încearcă să-l înțelegi și să-l susții să meargă pe calea cea bună și vezi ce se întâmplă." Femeia a mers acasă și a făcut exact ce a spus preotul. După o lună, soțul său scăpase de viciu și se comporta exemplar. Atunci i-a spus femeii: "Îți mulțumesc pentru bunătatea și răbdarea pe care mi le-ai arătat, în acele clipe în care nu le meritam. Mi-a fost rușine de faptele mele, iar asta m-a făcut să vreau să fiu un alt fel de om, un om mai bun. Te iubesc, draga mea soție." Soția l-a îmbrățișat strâns, bucurându-se că a găsit cheia potrivită și a reușit să-și schimbe soțul într-un om cu totul diferit. În final, dragostea și înțelegerea reciprocă au fost ceea ce a întărit legătura lor și i-a adus mai aproape unul de celălalt. Această poveste subliniază importanța comunicării pozitive, a răbdării și a compasiunii în relații. Ea ne amintește că, în loc să fim dominați de furie și reproșuri în fața conflictelor, putem alege să folosim acele chei care deschid uși spre înțelegere și schimbare. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.